Atena s-a transformat într-un adevărat cuptor. Sunt temperaturi de peste 40 de grade Celsius, iar localnicii sunt sfătuiți să rămână acasă la orele prânzului. În mașini, temperaturile resimțite sunt chiar și mai mari. Discutăm mai multe cu medicul grec Nikos Koudounis, s-a aflat într-o legătură Skype alături de noi. Bună dimineața, domnule doctor, vă mulțumim pentru prezența în jurnal. Și eu vă mulțumesc. În România numim această lună luna lui cuptor. Grecii au expresie, un nume special pentru cea mai caldă lună din an, luna iulie. Da, nu e luna cuptor, la noi este un prelungit an de cuptor. Prelungit an pentru că temperaturile dumneavoastră, acum am auzit de la o intervenție dinainte, va dura 2-3 zile. La noi poate dura 2 săptămâni, temperaturi de 45 de grade la umbră, începând de acum 2 zile, va continua și 2 săptămâni de acum și înainte. Imaginați că temperatura afară la ora actuală unde vă vorbesc eu sunt 43 de grade la umbră, iar în zonele, cum vedeți în imaginea dumneavoastră, în centrul Atenei, la suprafețe de aluminiu ajung și la 100 de grade. De aceea trebuie turiștii să evite să circule în centrele mari orașelor și în special la cele care nu sunt la insule sau aproape de mare, la orele între 12 și 5 după amiază. Turiștii, adevărat că vin acolo tocmai ca să umble, tocmai ca să viziteze, să vadă, doar că aceasta nu este chiar perioada cea mai bună. Știm că la orele amiezii este cald, vedem pe pielea noastră și în România, dar cu atât mai mult în Grecia, unde e o obișnuință. Sunteți obișnuiți acolo să aveți astfel de temperaturi și, cum spuneam, turiștii ar trebui să se limiteze la a ieși eventual diminețile și serile. Pentru 11 turiști străini, vara asta a fost o dramă, pentru că n-au ajuns niciodată înapoi în țările lor. 11 turiști străini s-au pierdut viața pentru că a făcut asta, cum ați spus dumneavoastră înainte, la ora 1, 2, 3 după amiază, după ce au mâncat o masă bogată la un restaurant, au spus hai să mă plimb acum, ca să mă simt mai bine. Unde s-a de plimbi? La temperaturi de 45 de grade la umbră? Turiștii asta n-au ajuns nicăieri înapoi. Unul dintre ei este și cunoscut jurnalist de la BBC care și-a pierdut viața la una din insule. De aceea cerem ajutorul turiștilor pentru a avea o vacanță minunată și frumoasă, să evita să iasă plimbare în oraș când temperaturile sunt la maxime între 40 și 45 de grade. Oamenii nu trebuie să subestimeze puterea soarelui în această perioadă, domnule doctor. Ce măsuri iau autoritățile de acolo pentru să vă fie bine și dumneavoastră, a celor care locuiți acolo, dar și pentru oamenii care, iată, vin în vizită în Atena, dar și în alte părți ale Greciei? În primul rând și grecii și turiștii, în general oamenii, și needucați din punct de vedere cum să petrecem vara. La mintea lor, vara înseamnă relaxare, băutura alcoolică, mâncare, masa bogată și multă, multă plajă. Nu e chiar așa. Sau așa a fost acum 20-30 de ani. Acum nu mai este așa. Trebuie să vezi temperatura fiecărui oraș în care vizitezi și, în al doilea rând, să înțelegi că nu poți mânca la temperaturi de 40-45 de grade mese bogate și, în al doilea rând, să bei băutura alcoolică. De aceea și foarte mulți tineri ajung la spitalele în diferite orașele din cauza băuturii alcoolice, nu suportă căldura organismul și, în al doilea rând, nu poți sta la masă și să ai o masă bogată și după să intre în plaza respectivă. Astea sunt probleme care ne confundăm noi, grecii, la spitalele noastre. Haideți să vedem ce poate face o familie de turiști din România, să spunem, dacă se confruntă cu probleme de sănătate acolo în Grecia, domnule doctor. Cu probleme de sănătate din punct de vedere referitor la temperaturile care avem acum, este sfătuită foarte ușor dacă un copil sau un om din familia respectivă are anumite probleme din cauza temperaturii să apeleze la centre de sănătate din regiunea respectivă. Să nu uităm că foarte mulți turiști de la dumneavoastră sunt la insulele din Grecia. Acolo avem centre și oamenii specialiști, iar bineînțeles, dacă se confundă o mai mare problemă, atunci cu siguranță un elicopter va veni și îi va lua, să îi va aduce fie la Atena, fie în Salonic. Sunt foarte multe cazuri, de ce vă spun acum, de aceea tragem atenția la turiști să colaboreze cu autoritățile, să anunțe autoritățile cu 112 acest internațional apel
și să spune despre ce e vorba. Și avem doctori în orice mare centre și orașe și de la insule ca să putem să facem fața asemenea cerințelor.